Costinești este o stațiune balneoclimaterică și turistică situată pe litoralul Mării Negre în județul Constanța, România. Aceasta este cunoscută în special pentru atmosfera sa de vacanță vibrantă și pentru plajele sale frumoase. Istoria stațiunii este strâns legată de dezvoltarea turismului pe litoralul românesc al Mării Negre. Originea și dezvoltarea stațiunii Costinești pot fi urmărite în secolul al XIX-lea, când s-a început exploatarea turistică a litoralului românesc. În anul 1889 a fost inaugurată prima gară din zonă, iar în anul 1909 a fost construit primul stabiliment balnear numit Stabilimentul de Băi și Casino Costinești. Acesta a devenit un punct de atracție pentru turiști, oferind băi de mare, terase, săli de joc și spectacole. În perioada interbelică, Costinești a devenit o stațiune populară pentru tineret, atrăgând mulți tineri studenți și artiști. În anii 60, stațiunea a cunoscut o extindere semnificativă, odată cu construirea complexului turistic Tabăra de Pionieri Costinești. Această tabără era destinată vacanțelor și activităților recreative pentru copii și tineret și a devenit un simbol al stațiunii. În perioada comunistă, Costinești a fost modernizată și dezvoltată în continuare, fiind construite mai multe hoteluri și vile de odihnă, precum și facilități de agrement și divertisment. Stațiunea a fost destinată în special tineretului și a devenit cunoscută pentru atmosfera sa de petrecere și pentru festivalurile organizate aici, cum ar fi Festivalul Tineretului. După căderea regimului comunist în 1989, Costinești a trecut printr-un proces de reorientare și modernizare. S-au construit hoteluri, pensiuni și vile de vacanță de diferite categorii, iar oferta turistică s-a diversificat. Stațiunea a continuat să atragă turiști datorită plajelor sale frumoase, a apelor curate ale Mării Negre și a posibilităților de petrecere a timpului liber. Astăzi, stațiunea rămâne o destinație populară pentru tineri, devenind o varietate de opțiuni de cazare, restaurante, baruri și cluburi de noapte. Plajele sunt bine întreținute, iar stațiunea găzduiește diverse evenimente culturale și sportive pe tot parcursul sezonului estival. În concluzie, istoria stațiunii este îndelungată și a cunoscut transformări și dezvoltări de-a lungul anilor. De la primii turiști care au descoperit frumusețea Mării Negre în această zonă, până la stațiunea vibrantă și modernă de astăzi, Costinești a rămas un loc iubit de tineri și de toți cei care caută relaxare și distracție pe litoralul românesc. Costinești oferă o varietate de activități și atracții pentru turiști. Iată câteva lucruri pe care le poți face în timpul șederii tale la Costinești. Plaje. Costinești este renumită pentru plajele sale frumoase și nisipoase. Poți petrece zile întregi relaxându-te pe plajă, luând băi de soare și înotând în apele Mării Negre. Sporturi nautice. Dacă ești pasionat de sporturi acvatice, poți practica diverse activități, precum windsurfing, kitesurfing, jet ski, plimbări cu barca sau navigare cu caiacul. Cluburi de noapte și distracție. Costinești este cunoscută pentru viața sa de noapte vibrantă. Poți explora diferite cluburi, baruri și discoteci din stațiune și poți participa la petreceri tematice sau concerte live. Parcul de distracții. Costinești dispune de un parc de distracții cu diverse atracții și jocuri pentru toate vârstele. Poți petrece timpul într-un mod distractiv și amuzant împreună cu familia sau prietenii. Vizitarea obiectivelor turistice din apropiere. Dacă dorești să explorezi și alte atracții din zonă, poți vizita Castelul Reginei Maria din stațiunea Balcic, Bulgaria, situl arheologic Histria, Muzeul de Arheologie din Constanța sau poți face o plimbare în parcul acvatic Aquamagic. Evenimente și festivaluri. În timpul sezonului estival, Costinești găzduiește diverse evenimente culturale, concerte și festivaluri. Poți verifica programul local pentru a vedea dacă sunt evenimente speciale în perioada șederii tale. Acestea sunt doar câteva exemple de activități pe care le poți desfășura în timpul unei vizite în Costinești. În general, stațiunea oferă o atmosferă vibrantă, plaje frumoase și o gamă variată de distracții și divertisment, astfel încât să te poți bucura de o vacanță plină de aventură și relaxare. Costul cazării poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi tipul de unitate de cazare, perioada sezonului, facilitățile oferite și amplasarea în raport cu plajele și atracțiile principale. Iată o estimare generală a prețurilor pentru cazare în Costinești. Hoteluri și pensiuni. Prețurile pentru camerele de hotel și pensiuni pot începe de la aproximativ 100 de RON pe noapte, pentru opțiuni mai economice sau în extra sezon, iar pentru opțiuni de lux sau în sezonul de vârf, tarifele pot ajunge până la câteva sute de RON pe noapte. Vile și apartamente în regim hotelier. Există o varietate de vile și apartamente disponibile pentru închiriere în regim hotelier. Prețurile pot varia între 150 și 500 de RON pe noapte, în funcție de dimensiunea unității de cazare, facilități și amplasare. Campinguri. Dacă preferi campingul, Costinești dispune de câteva campinguri în apropiere.
Prețurile pentru un cort sau o rulotă pot începe de la aproximativ 50 de ron pe noapte, iar pentru facilități suplimentare sau amplasări privilegiate, tarifele pot crește. Este important să reții că prețurile pot varia considerabil în funcție de cererea sezonului, astfel încât să fie recomandat să verifici și să rezervi cazarea cu ceva timp înainte de a călători. De asemenea, unele unități de cazare pot avea cerințe minime de ședere, în special în perioada sezonului de vârf. Pentru a obține cele mai precise informații despre tarifele de cazare în Costinești, este recomandat să consulți site-urile web ale unităților de cazare sau să contactezi direct aceste unități pentru a obține informații actualizate și personalizate în funcție de nevoile tale.